Raportat la datele macroeconomice, situația monedei naționale nu este critică în acest moment, însă decredibilizarea artificială a leului poate produce o instabilitate semnificativă. Au fost numeroase cazuri în care profețiile împlinite prin dezinformare au generat crize majore. În consecință, consider că este necesară o reacție rapidă și fermă din partea BNR, prin care să se clarifice două aspecte. Prognoza oficială asupra evoluției cursului de schimb în următoarea perioadă și miza atacurilor publice care vizează decredibilizarea monedei naționale, asumând că BNR beneficiază de informări din partea structurilor de specialitate.